Mulțumesc totdeauna presei locale pentru că este cea care transmite mesajele noastre cel mai bine, cel mai curat și cel mai oportun, să spun așa. Deci pentru cetățenii aș vrea să transmit următoarele gânduri. Primul și poate cel care este important pentru fiecare dintre cetățeni este că suntem în fază foarte avansată cu principalele proiecte de reformă care să fie adoptate legislativ în acest an și să înceapă să producă efecte cu anul viitor. Și o să încerc să vă dau câteva mici exemple cum credem noi că ele afectează viața cetățeanului, că în fond acesta este lucrul cel mai important, dar aș vrea să subliniez că mă interesează și cum afectează viața personalului medical. Pentru că s-ar putea să avem unități sanitare, dar să nu mai avem cine lucra. Pentru că personalul sanitar, în mare parte, are nemulțumiri atât de natură salarială, dar cât și de natura condițiilor de muncă. De pentru care, printre principalele proiecte de reformă, se numără și unul care are ca scop îmbunătățirea serviciilor acordate populației, creșterea veniturilor unor categorii de medici care astăzi se consideră defavorizate, și mă refer la medicii rezidenți, și în același timp acoperirea unor specialități deficitare din sistemul sanitar. Și o să vă dau concret cum vedem acest lucru. Știți foarte bine că rezidențiatul se desfășoară pe parcursul a unui număr de ani, între 3 și 7 ani, în funcție de specialitate. Dacă un medic rezident, să spunem în anul 5, el face neurochirurgie, în anul 5 absolvă mai multe module, cum ar fi, de exemplu, un modul de medicină internă, și n-avem medici suficienți în anumite spitale de specialiști în medicină internă, atunci, de comun acord cu Colegiul Medicilor prin acest proiect de lege, acel medic poate primi drept de practică, sigur, sub supraveghere, și el poate să asigure o serie de servicii medicale pentru cetățeni pe acea specialitate. În un element suplimentar, perioada, o anume perioadă de practică din rezidențiat nu mai este, sau nu va mai fi, ca să mă exprim corect, conform proiectului de lege, nu va mai fi obligatoriu a se efectua numai în spital universitar, în spital clinic. Și se va putea desfășura această perioadă de practică și în spital neclinic, un spital județean, așa cum este spitalul de la Focșani, care, pe anumite specialități de rezidențiat, va putea să fie acreditat de Universitatea de Medicină și Farmacie. Și atunci ne vin medici rezidenți pe anumite specialități deficitare să-și facă o perioadă de practică și la spitalul din Focșani. Asta înseamnă că pentru acel spital sunt avantaje. O să fie un medic care poate să asigure servicii medicale și se poate acoperi o lipsă temporară sau o lipsă mai veche de personal specializat. Aceasta cred eu că este o direcție importantă pe care o avem în vedere și care este deja în dezbatere publică și ne dorim să o ducem către Parlament în luna octombrie. Știți foarte bine că se anunță o serie de manifestări de nemulțumire ale personalului medical pentru faptul că lefurile sunt mici. Noi n-am stat, noi de mai multă vreme elaborăm asemenea acte normative. Vreau să vă spun pentru știința dumneavoastră și pentru informarea corectă a cetățenilor că din luna martie discutăm cu Colegiul Medicilor, cu Colegiul Farmaciștilor, cu asociațiile profesionale pentru o lege de salarizare a personalului medical după performanță, pentru o lege care să ducă în final la creșterea veniturilor personalului medical. Am considerat că într-o primă etapă ar trebui să facem un proiect pilot numai pentru medici, să alegem 12 spitale din țară în care să introducem acest proiect pilot
și să vedem cum funcționează și în funcție de toate aceste elemente pe care le vom evalua, ulterior să perfecționăm și să ducem în toată țara o asemenea inițiativă legislativă. Cu această ocazie, în asemenea context, intenționăm să dezvoltăm foarte bine paturile private sau serviciile medicale private în spitalele publice. Sigur, în condițiile pe care proiectul de lege le prevede, dacă dumneavoastră aveți curiozități suplimentare sau doriți să vă clarificați unele elemente, pe site-ul Ministerului Sănătății la ms.ro, la capitolul noutăți, găsiți proiectul de lege și acolo, sigur, vă puteți lua toate elementele tehnice, dacă vă interesează să aprofundați mai mult. Dar eu spun numai atât acum. Prin acest sistem de paturi private și servicii private în ambulatori, efectuate de personalul medical în afara orelor de program al acelui spital, asigură venituri suplimentare și pentru medic și pentru echipa medicului, pentru că, de exemplu, dacă vorbim de un chirurg, acel chirurg nu va lucra singur. El va lucra cu un anestezist, va lucra cu un medic de terapie intensivă, va lucra cu mai mulți asistenți medicali și așa mai departe. Deși pentru și echipa lui va intra într-un asemenea proces de obținere de venituri suplimentare. Iar o cotă parte din tariful pe care îl va plăti acel cetățean care va dori să se interneze și să beneficieze de acele servicii în regim privat, va rămâne și la dispoziția spitalului public, deci o parte din acele venituri, ceea ce înseamnă că și spitalul poate să-și constituie o serie de fonduri prin care să-și rezolve anumite probleme, să spunem, de investiții, de cheltuieli, ce are nevoie un spital care oricum nu este fericit astăzi neavând suficiente venituri ca să zică nu mai am nevoie de altceva. Buget public cu articole bugetare, este vorba de o activitate foarte constrictivă, în sensul în care, de exemplu, dacă vrei să faci o modificare de capitol bugetar, nu poți să o faci decât de două ori pe an, atunci când se rectifică bugetare. În rest nu poți să faci nimic. Deci acel spital nu se poate adapta ușor la ce se întâmplă în viață. S-ar putea, la un moment dat, să ai alte patologii, să ai alte tipuri de internări, să-ți dezvolți anumite activități. Nu se poate face de un management închistat, în foarte, foarte rigid, inflexibil. Și atunci spunem așa, că un spital public ar putea să se transforme într-o entitate care să fie o instituție autonomă, dar care să fie organizat sub cele trei forme juridice pe care le prevede legea. Și anume, avem trei legi astăzi care se referă la entități. Este legea regiilor autonome, este legea societăților comerciale și este legea referitoare la organizațiile guvernamentale. Deci, cu alte cuvinte, un spital public se poate transforma într-una din cele trei forme juridice. Cu o precizare foarte importantă și o să vă rog să o subliniați. Și anume, că proprietar unic al spitalului public va fi Ministerul Sănătății pentru spitalele care sunt în subordinea Ministerului Sănătății sau consiliile locale, mă refer Consiliul Județean sau Consiliul Municipal, Consiliul Orășenesc, Consiliul Comunal, pentru celelalte tipuri de spitale care nu sunt în subordinea Ministerului Sănătății. Pornim de la un lucru pe care îl știm cu toții foarte bine. Cetățeanul român nu este un cetățean bogat. Cetățeanul român este un cetățean cu venituri modeste. Atunci când el are nevoie de servicii de sănătate, evident că se adresează în general unui spital public. Și de acolo pleacă cu o rețetă. Că îi o dă direct spitalul sau că prin scrisoare medicală se duce la medicul de familie și îi dă rețetă, e neimportant. Important e altceva. Ca pe acea rețetă pe care o primește cetățeanul să se facă o formulă, și acum lucrăm să o definim tehnic, această posibilitate, prin care cetățeanul să fie informat care este medicamentul cel mai ieftin pentru patologia lui și care dă prețul de referință la compensare. O să încerc să explic ca să înțelegeți ce vreau să spun. Că cred că am fost puțin cam tehnic. Să spunem așa,
La o patologie se pot indica trei medicamente. Un medicament care este generic și care poate să spunem un leu, și alte două medicamente originale, în care unul costă 7 lei și unul costă 8 lei. Și el este compensat în listă, fie cu 90% sau cu 50%. Asta înseamnă că, dacă iau medicamentul generic, eu suport numai 10% dintr-un leu. Sau, dacă iau medicamentul original, suport 10% din 7 lei sau din 8 lei. Ceea ce înseamnă bani mulți. Și atunci, dacă eu, pacient, sunt informat și îmi scrie pe rețetă că este obligat și medicul când îmi dă rețeta, dar este obligat și farmacistul când îmi eliberează rețeta să-mi spună care sunt acele medicamente și cu ce prețuri și dacă sunt diferențe între ele, teoretic nu trebuie să fie, din punct de vedere al eficienței terapeutice, nu trebuie să fie nicio diferență, atunci cetățeanul optează. De unde am plecat ca să ajungem aici? De la faptul că avem informații că foarte mulți pacienți nu-și pot permite, pentru că nimeni nu le spune că sunt și medicamente mai ieftine, nu-și pot permite să-și cumpere medicamentele respective și nu-și mai au tratamentele și starea lor de sănătate se agravează.